dumneavoastră ce credeți despre tinerii care consumă etnobotanice? Nu am o părere bună, dar după mine ar trebui ajutați copiii ăștia de altcineva. Dacă familia nu reușește, prietenii din jurul lor nu reușesc să fie ajutați de ceva autorități. Și cum am putea să intervenim pentru a-i ajuta? Nu știu, pentru că este vârsta inconștienței la când încep ei și după ce devin dependenți. Trebuie ajutați de cineva. Nu știu, cunosc și eu un caz. Din mai departe și mimilă, ar trebui ajutat de toată lumea care îl înconjoară. Și intervenția ar trebui făcută în familie și pentru părinți sau doar pentru tânărul care consumă aceste substanțe? Nu știu, m-am gândit sau să le dea să aibă activitate în permanență, să nu aibă timpul liber, să nu aibă, să nu sufere în momentele în care să recurgă la asemenea vicii. M-am gândit mult la asta. Cum credeți că i-ar putea ajuta societatea pe consumatorii de etnobotanice? Societatea e vinovată de toate aceste situații și stări de fapt. Cum poate să-i ajute pe consumatori? În primul rând, prin educație, logic. Problema gravă este că nu-i numai această treabă, această problemă gravă la tânăra generație, că sunt mult mai multe. Totul pleacă de la scindaia societății, de la pierderea valorilor tradiționale, de la lipsa de credință, de la părinți plecați în străinătate, de la, știți foarte bine, situații cu care se confruntă întreaga societate. Direct și concret, cum putem să ajutăm pe tineri? Educându-i, spuindu-le, educându-i în natură, spuindu-le despre lucrurile cele bune și cele frumoase. Școala are un rol destul de mare, dar din păcate părinții sunt cei care trebuie să fie aproape, sunt cei care trebuie să educe de la început un copil, nu numai pentru etnobotanice, pentru orice. Cum i-am putea ajuta pe tinerii consumatori de etnobotanice? Păi, în primul rând, ar trebui să pornească de la ei dorința de a scăpa de această nenorocire. Absolut din întâmplare, fiica mea, fiind în liceu, a avut un coleg care se îndelenicea cu astfel de buruieni rele și într-un final am înțeles că băiatul a reușit să scape de acest viciu groaznic. Ce îi determină? Ce îi determină pe copii să consume? Cred că fie problemele pe care le au, unii chiar au probleme sărăcuți în familie și atunci apelează crezând că le trece supărarea, iar unii pur și simplu după modelul prietenului, amicului, colegului care vine și spune ia și tu că uite ce interesant este. Ce părere aveți despre tinerii care consumă etnobotanice? Eu sunt medic, deci părerea mea este foarte clară. Este un adevărat pericol groaznic, nici nu pot să folosesc un alt cuvânt. Ei nu-și dau seama de faptul că le dă dependență, oricât li s-ar părea că e de puțin, iar după aceea ce ravagii fac astea, în timp, pe care ei nu le simt, nu le sesizează. Și nu mă supra, cine comercializează, face asta, eu consider criminal, efectiv. Efectiv. În ultima vreme au apărut foarte, foarte multe filmulețe cu tineri care se comportau foarte ciudat și s-a ajuns la concluzia că consumaseră. Mal, pentru că le afectează psihicul. Ăștia nu vor mai fi oameni niciodată. Niciodată. Nu știu, părinții, școala, societatea, poliția, toți trebuie să lucreze în sensul ăsta. Nu să lase numai pe unii pe alții. Trebuie să intervină și în cazul părinților sau e suficient să lucreze doar cu tinerii? Și părinții, neapărat și părinții, pentru că părinții își cunosc cel mai bine copiii și imediat sesizează ușoare tulburări de comportament, de stări psihice, de astea, și ei imediat trebuie să se gândească și la varianta asta, automat. Și atunci, deci, trebuie luat legătura cu alte instituții sau forum care să reușească să-i aducă pe calea cea bună.